În weekendul recent încheiat, Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate au organizat cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros. Evenimentele au început vineri cu o prezentare video intitulată Umorul în jazz, realizată de Florian Lungu. Și sâmbătă a fost Umor din Belșug, începând cu Salonul Național de Caricatură, având ca temă Deva, la care au participat un număr impresionant de artiști. Am reușit să coagulăm aici 17 desenatori de la nivel național. Particip la saloane internaționale. Marjai între 7 și maxim 14 care mai sunt activi. Mă bucur că am, cum să zic, nu că am reușit, că nu e reușita mea, dar i-am convins că la Deva e o chestie faină și că merită să fac o lucrare două sau să caute prin arhive o lucrare două legate de cetate, evident, că noi aici trăim. Trebuie să fii perseverent tot timpul în domeniul acesta, să ai un ochi vigilent și idei. A mai fost... În ultimii ani am mai fost de câteva ori, inclusiv la festivalul Liviu Oros, dar am mai luat, cred că, câteva premii. Tot întâi. Da. De asemenea, au fost atribuite și premiile de la concursul internațional de epigrame Epigramissima, tema fiind tot municipiul Deva. A fost 37 de grupaje de epigrame, majoritatea de calitate, altele mai puțin, dar întotdeauna există începători, există oameni cu experiență. Cert este că cei care s-au aflat în frunte sunt epigramiști de valoare, cunoscuți, recunoscuți și ari premianți. Poate că premiantul întâi a fost mai mult o surpriză, pentru că nu are foarte mare vechime, dar și el are premii. Am emoții mari, pentru că eu sunt epigramist tânăr. Am debutat la 69 de ani, acum am 74 și intuiesc că mă veți întreba ce am făcut în ultimii 5 ani. În ultimii 5 ani am publicat 5 cărți, dintre care 3 de epigrame. Deci să urci la Deva în cetate, a avut ai multe încercări. Acum, cu versuri aranjate, ai șanse să rămâi pe scări. Tot cetate, pandalie în pandemie, cu libertăți mai limitate, dar protejat ca de o cetate, resimt așa de multe luni că sunt cetatea cu nebuni. În a doua zi a festivalului respectiv, sâmbătă, caricaturiștii Griv și Gogu Neagoie au realizat portrete grafice tuturor celor care au solicitat acest lucru. Ziua a doua a festivalului Liviu Oros s-a încheiat cu o terapie prin râs oferită de grupul Voa. Luca, să aflați câți oameni sunteți în grupă, veți număra din 2 în 2. Atențiune, la stânga, la dreapta, din 2 în 2 numără. 2, 4, 6, 8! Ia uitați, domnul sergent, tot 8 am ieșit. Păi tot 8 ați ieșit pentru că v-am spus să numărați din 2 în 2, nu din 2 în 2. Ce înseamnă să număr din 2 în 2 începând cu 1? Unul numără, unul nu numără, unul numără, unul numără. Și mie dacă îmi vine să număr, ce fac, domn sergent? Înghiți în sec, asta faci. Ai înțeles? Atențiune! De la stânga la dreapta, începând cu 1, din 2 în 2 numără. 1! 3! 5! Aolo, domn sergent, au început să ne decimeze. Băi, halagene, ai nebunit, mă, cum 5, mă, cum 5, mă, cum 5, cum să vă decimeze, mă, cu mine aici, mă? Puneți, mă, chipiile jos, puneți chipiile jos să vă arăt cât sunteți. Trifane, numere chipiile. 1, 2, 3, 4. Prodane, numără. 1, 2, 3, 4. Vulcane, numără. 1, 2, 3, 4. Halagene, numără. 1, 2, 3, 4. Cât îți ai și eu? 4. 4. 4. 4. Și atunci cât sunteți, mă, în grupă? 16! Manifestările de la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Umor Liviu Oros s-au încheiat duminică seara cu o reprezentație teatrală a trupei Proscenium a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva cu piesa celebrului dramaturg Matei Vișniec,